Am căutat o soluție să păstrăm guvernul, să nu mergem seara asta la Cotroceni. De cine a fost inițiat dialogul, dumneavoastră sau de partea cealaltă, de domnul Dragnea? De exemplu, astăzi de dimineață a sunat domnul Dragnea. Ieri am zis, asta credeți că e important? Să fim miniștri, să nu vreau să fiu ministru. Mulțumesc. Vi s-a propus și portofoliu? Și, da. Ce portofoliu vi s-a propus, domnule ministru? Puteam să-mi aleg, dar din moment ce nu-mi doresc așa ceva, nu e cazul. Putea să fiți și prim-ministru din partea PSD? Nu puteam și nu pot să fiu prim-ministru, pentru că eu am renunțat la funcția de prim-ministru atunci când domnul Încheșelu mi-a făcut un dosar în stilul în care dumneavoastră prezentați acum. Și când voi avea o decizie a justiției, atunci pot să fiu în orice altă funcție. Și ce i s-a oferit? Tot o funcție de ministru, dar oamenii n-au înțeles că aici nu era problema de funcție. Dragnea punctual a spus asta? Dragnea punctual v-a spus că vă oferă post de ministru în guvern dacă veți renunța? Doamnă, ceea ce discut în privat nu povestesc în public. Nici ați văzut Chioveș și în vie? Dacă vreți, vă spun doar dumneavoastră, deoarece erau niște cunoscuți ai dumneavoastră pe acolo, dar a trecut mult timp de atunci și vreau să vorbesc despre asta. Îmi cer scuze când vreți să vă certați cu cineva, nu cu mine. Dumneavoastră, ce i-ați propus domnului Dragnea aseară? Să se formeze guvernul Grindeanu 2.